Bine v-am găsit la Improve Football, Ciprian Stoica aici cu voi. Sunt alături de Mădălin. Salut, Cip. Salut. Mădălin nu este un invitat nou, el a mai fost pe canalul meu, așa că o să-l găsiți în videoul Ce mănâncă fotbaliștii, în cazul în care vă întrebați acest lucru. Canalul lui o să-l găsiți în descriere mai jos și Instagram, unde răspunde cel mai rapid, așa că puteți să-l contactați acolo. Ce o să facem astăzi? Am înțeles de la Mădălin că mi-a pregătit un antrenament complet pentru fotbaliști, așa că m-am gândit la voi, știu că stați în casă foarte mult în perioada asta, așa că aveți posibilitatea să faceți aceste exerciții, iar după aceea să-mi scrieți în comentarii să vedem dacă ați făcut febră musculară. Chiar sunt curios, da? Hai să începem, Mădă. Hai să începem. Avem o minge medicinală. Cei de acasă poate să folosească și o minge de fotbal, okay, mai ales pentru început, până se obișnuiesc cu fiecare mișcare. Și apoi, dacă au la dispoziție mingii medicinale, poate să progreseze până la 5 kg, 6 kg, 8 kg și așa mai departe. Presupunând că au făcut o încălzire ușoară, dacă au încălzit bine articulațiile ca să nu înceapă din prima puternic, vom avea un bulgher în split squat. Vom avea nevoie de un stepper sau un scaun, un taburet. Bine ar fi să nu depășească înălțimea genunchiului. Da? Okay. Piciorul din spate va fi sprijinit pe pingea pe vârf, da, pe taburet, okay, sau pe stepper, pe un plan mai înalt. Piciorul din față, da, la vreo distanță de vreo 2 pași mici, okay, față de suportul din spate, mingea la nivelul pieptului, inspir, cobor aici, flexez ambii genunchi și expir sus. Da? Okay. Inspir, cobor ușor, stabilizez bine, expir sus. Lent pe coborâre, controlat, un pic mai rapid pe revenire. Vrem un pic mai greu de atât, brațele extinse, coborâm și revenim. Vrem un pic mai greu de atât, coborâm, avem o rotație, revenim și sus. Ok. A, acolo zic că ar fi excelent. Ok, deci prima oară la piept. Prima oară la piept. Flexez abin genunchi și sus. Inspir pe coborâre și expir pe revenire. Ok. Vrei piciorul din față pe toată talpa, sprijin preponderent în călcâi. În călcâi. Da, okay, preponderent în călcâi. Vrei contact și cu degetul mare, da? În Adidas sau pe sol, dar sprijin preponderent pe călcâi. Spatele neutru, foarte bine. Privirea către înainte. Undeva 8-10 repetări, da, pe fiecare picior. Ai numărat? Bun. Schimbă piciorul, mingea la piept, extinde brațele, 4 repetări cu brațele în extensie. Foarte bine. Încerc să ai grijă să nu lovești genunchiul din spate de sol și sus. Și să nu îi să respiri, da, în permanență pe fiecare repetare. Asta a fost 4 și acum cobori. Rotație, către mine, perfect, revii și sus. E mai grea, da, e cea mai grea. Rotație, controlat, revii și sus. Nu trebuie să începi cu o rotație foarte mare la început. Te duci puțin câte puțin și pe măsură ce avansezi, dar poți să rotești mai mult. Ultima, revii și sus. Ăsta a fost primul, da? Cum e? Deja se încarcă, da. Deja se încarcă, da? Bun. Acum okay, vom avea un Romanian deadlift, single leg pe un picior sau cumpăna, da? Mai pe românește. Vei începe sprijin pe piciorul drept, mingea la genunchiul okay, stâng sus. Păstrând genunchiul drept ușor flexat. Te apleci din șol către înainte, extinzi piciorul stâng către înapoi. Bazinul neutru, privirea se va duce jos. Ok. Da? Spatele lung, spatele drept. E drept? Da. Da? Perfect. Expir și revii aici. Ok. Da? Vrei un pic mai greu de atât? Cobori aici. Cobori mingea. Tragi coatele pe lângă corp. Și revii. Okay. Opa, vezi, e destul de greu, da, să-ți minți echilibru. Și încă o progresie. Ultima, cobori aici. Da? Stabilizezi bine bazinul. Brațele extinse, revii și sus. Pe piciorul okay, drept faci doar varianta simplă. Okay. Continuăm în același ritm. Pe piciorul stâng, 4 repetări cu a doua progresie. Okay. 4 repetări, ultima progresie. Okay. Da? Și extinzi piciorul stâng către înapoi, mult către înapoi, privirea jos. Bravo, și de aici revii. Revii sus, revii drept, pieptul înalt. Cobori ușor, inspiră, întinde piciorul stâng și revii. Și revii, și revii, și revii. La fel, încerci să nu te ridici pe vârful piciorului drept, toată talpa în contact cu solul, genunchiul drept ușor flexat. De stabilitate, cam asta o să îi punem să facă, da? Să stabilizeze un pic. Perfect, cobori. Și aici te interesează la fel bazinul neutru, să nu lași șoldul stâng, exact, vezi ce se întâmplă, da? Nu lași să zboare către tavan. Ok. Da? Da, o să te destabilizezi un pic. Pe măsură, perfect. Asta a fost cea mai bună de până acum. Și încă una. Papa. De la capăt, nu-i nimic. Pare ușor. Pare ușor, nu? Din exterior. Bun, și revii.
Schimbăm piciorul. 3 seturi de 6, 8, maxim 10 repetări. Și vei avea acum 4 repetări, vei extinde brațele către sol. Inspiră acolo, extinde brațele. Hop, tragi coatele pe lângă coaste. Bun, și sus. Foarte bine. Întinde, întinde. Aha, vezi ce se întâmplă, da? Acolo. Dar ei trebuie să înțeleagă că nu greșesc cu absolut nimic, dar dacă își pierd echilibru. Ăsta e și scopul, să dezvoltăm stabilitate pe un picior. Exact ce trebuie la fotbal. Exact ce trebuie, pentru că mare parte din timp îl petrecem pe un picior, nu pe două picioare. Indiferent că mergem sau că alergăm, avem nevoie de stabilitate pe un picior. Încă una. Aha, bun, și sus. Ia-ți un pic de pauză dacă vrei, scutură ușor picioarele dacă simți nevoia. Aha. Că e de ajuns și o minge de fotbal, o să fie de da, o minge de fotbal. Nu contează neapărat greutatea mingii ei, cât ce facem cu mingea și cât de încet controlăm și cum suntem. Corect facem mișcările. Cât neapărat corect, cât suntem prezenți acolo pe mișcare. Okay. Dacă suntem prezenți pe exercițiu, să nu ne gândim la altceva când îl facem. Coboară ușor, fără grabă. Bun, și extinde brațele către înainte. Întinde, întinde bine. Acolo, revii. Și sus. Întinde. Foarte bine. Revii. Și sus. Încă două repetări. Cum e? Mamă, cum arde. O să haide. Vedeți și voi când o să faceți. Haide, încă două repetări. Ușurel, ușurel, întinde bine. Întinde genunchiul drept către înapoi. Acolo, extinde și brațele. Revii. Și sus. Bun. Bun, bun. Cred că exercițiile astea intră puțin și la prevenirea accidentărilor, nu? Da, sunt foarte bune pentru prevenția accidentărilor. Sunt excelente, da, da, da. Bun, la următorul. Poate să înceapă cu sprijin, da, piciorului pe sol. Un picior sus aici întins, brațele și pe lângă corp. Sus bazinul, menții aici un pic și revii. Da? Sus bazinul, menții aici un pic și revii. Vrei mai greu de atât, da? Vom avea piciorul pe minge, sprijinit preponderent pe călcâi. Și de aici sus, menținem un pic și revenim. Bine, și aici mai greu, dar ăsta l-aș recomanda să-l facă de scul, să poată să ruleze călcâiul și piciorul pe minge, da? De aici sus, revenim, sus și revenim. Da? Bun, deja simt cum s-a prins, vezi, am făcut și mai puternic. S-a încărcat un pic, nu? Ai adus sânge în articulație, ai adus sânge în musculatură, dar și ești mai pregătit acum și pentru efort și pentru altfel de activitate. Bazinul neutru. Ce vreau să aveți în vedere la exercițiul ăsta, când ridicați, să nu puneți presiune aici pe, da, vedeți unde e palma mea, pe zona lombară, să activați și abdomenul, să strângeți abdominalii, să închideți un pic coastele aici. Mențineți o secundă și apoi reveniți. La fel, toată talpa pe sol. Cum e ce? Da? Inspirăm pe coborârea bazinului și expirăm pe ridicare. Dăm aerul afară pe ridicare. Inspir, cobor și expir sus. Încă 3, încă 3 repetări aici. Perfect. Încă 2. Și ultima. Bun. Relaxează un pic și acum vreau 4 repetări. Doar sprijin, nu rulezi piciorul pe minge deloc. Și apoi vom schimba, da? Ok. Pune stângul jos pe minge, stângul pe minge. Stângul pe minge și dreptul întins. Trage mingea un pic mai aproape de tine, un pic de tot. Așa. Și de acolo. Ia să vedem. Hop, și revii. Da? Mingea îți va crea un pic de instabilitate și trebuie să contracarezi asta, da? Se simte diferit față de dreptul? Da. Bun. Aceleași principii, doar că vrem să avem grijă să avem mai mult control. Mai ales pe piciorul de sprijin. Se simte, deci intră foarte, foarte bine. Hai, încă două repetări așa. Bun. Ultima. Excelent. Și acum coboară, întinde un pic piciorul și vreau să încep cu mingea de aici, de la jumătatea gambei, da? Un pic deasupra tendonului Ahile, cam pe la jumătatea gambei și de aici vei trage mingea către tine și vei ajunge din... Exact, ia, execută mișcarea asta fără să ridici bazinul și aici bazinul va fi sus. Da? Pe urmă, același timp. În același timp. Ok, deci încep aici. Da. Deci încep piciorul. Începe acolo și în același timp bazinul sus. Și aș vrea când extinzi, exact, nu-i nicio problemă, când e bine. Hai de sus.
Bun. Încă o repetare vreau. Expiră sus, puternic, sus bazinul, sus bazinul. Ține un pic și revii ușor, lent, controlat, controlat aici pe femural, da? Și relax. Dă mingea la o parte. Și cam astea au fost, da, pentru trenul inferior. 6-8-10 repetări, 3 seturi. Trecem la următorul. Vom avea un mountain climber în cross, vom avea minge aici, da, pe saltea. Okay. Palmele pe minge, da? Okay. Bazinul un pic mai jos decât linia umerilor și de aici voi vrea să duc genunchiul către cotul opus. Da, vedeți că nu e ușor pentru că mingea, dacă duc genunchiul către înainte, e mult mai simplu, e altă variație, dar eu vreau să duc genunchiul către cotul opus, mingea se va mișca un pic și de asemenea va crea din nou instabilitate și eu trebuie să contracarez asta, da? Exact. Din musculatura centurii abdominale. Exact, okay? Exact, cred că lucrul ăsta se întâmplă la dueluri la fotbal. Da, e foarte posibil, da? Mai ales în sărituri, dezvoltă foarte, foarte multă stabilitate și lateral. Da? Bun, hai să vedem. Crezi, da? Duci genunchiul către cotul opus, ia să te văd. Fără să te grăbești și menții acolo un pic. Menții acolo un pic și revii. Menții un pic și revii. Fără grabă, privirea este jos către minge. Spatele e lung, arată foarte bine, da? Până acum. Bun, bun, bun. Expiră pe fiecare lovitură de genunchi. Acolo. Foarte bine. Ai numărat? Da? 8 pe picior vrei, 16 în total. Vei fi pe spate pe saltea, vei avea genunchii flexați, cam la 90 de grade, tibiile paralele cu solul. De ce paralele cu solul? Pentru că vom începe cu mingea de aici, vom aduce aici mingea, revenim rapid sus. Inspirăm, revenim, expirăm sus. Okay. Fiecare în ritmul propriu. Lași mingea peste cap și lași brațele peste cap. Da? Ai grijă să nu tragi genunchii către piept, încerci să păstrezi genunchii aici în față. Deasupra șoldului. Ok, deci să păstrezi și unghiul de 90. Unghiul de 90. Dacă lași aici, mingea o să-ți fugă spre înainte. Dacă ții vârful mai sus și mărești unghiul, mingea îți va cădea peste tine, da? Vrei tibiile paralele, să ai mingea cât mai fix. Și cât de repetări asta? Tot la fel? Aici o să vreau în jur de 25-30 de repetări, cât de repede poți tu. Forța musculaturii abdominale, ai și forță la loviturile de cap și forță la lovitura de picior. Și când lovești cu capul sau lovești cu piciorul, mișcarea trebuie să fie cât mai rapidă, ca să ai o viteză, o forță cât mai bună în execuție. Și vrei să lucrezi rapid. Perfect, încerci să stabilizezi bine, încerci să păstrezi genunchiul deasupra șoldului, tibiile paralele cu solul și depărtate la nivelul bazinului, expiri pe fiecare ridicare. Acest exercițiu vrei să lucrezi cât mai rapid, da? la orice lovitură de cap, la orice lovitură de picior, vrei să lovești cât mai puternic, cât mai exploziv. Și toată explozia vine în primul rând din forța abdominală. Da, cât mai rapid, cât mai rapid. 25-30 de repetări. Respiri pe fiecare repetare. Bun, bun, bun. Ai numărat cip? Da. Da, da, da. La 30 poți să te oprești. Ar veni 15 cu mingea, 15 fără minge. Bun, și respiră. Cum e? Mamă, ce bine intră. Și intră bine, da? Foarte important e că îl faci pe viteză, se simte viteză, tot, da? Diferit. Pe explozie. Vom trage saltea asta un pic mai în spate, vom avea minge aici și o simplă variație, da? De extensie a coloanei. Vrem vârful piciorului sus, putem menține genunchii în extensie dacă vrem să fie un pic mai greu, dacă vrem mai relaxați aici. Și pur și simplu vom muta mingea, da? De la o mână la cealaltă, putem să urmărim mingea cu privirea și vom vrea să menținem aici sus. 20-30 de repetări, da. Vrem ca pieptul să nu atingă salteaua, mai ales partea superioară, să simțim musculatura extensoare a coloanei. Și bine ar fi să facem asta mereu după ce lucrăm musculatura abdominală, pentru a nu rămâne pe viitor blocați aici, să nu se scurteze musculatura și să echilibrăm un pic. Ok, deci în momentul în care trebuie să faceți exercițiul de dinainte cu abdomen, este foarte bine să echilibrați și măcar cu un set, măcar un set, două seturi, da? Cât să echilibrăm un pic musculatura. De obicei accidentările apar atunci când nu avem musculatura echilibrată. Da. Și când un mușchi este mai dezvoltat decât antagonistul său. Și de obicei am văzut că foarte multe accidentări se petrec mai ales în la bicepsul femural pentru că nu au stabilizată centura abdominală și au preponderent, da, dezvoltată masă musculară pe patriceps, pe partea anterioară a coapsei. Da, și atunci se trage și trage de undeva, se rupe. Exact, ceva va ceda la un moment dat. Da. Putem să lucrăm și pe timp. Putem să lucrăm undeva la 20 de secunde și apoi să creștem treptat, până atingem 45 de secunde sau un minut.
Așa. Pur și simplu te joci. Poți să mai petreci timp cu palma pe o parte, să mai tragi mingea, să te mai joci. Pur și simplu vrei să te joci aici. Te interesează doar să menții extensia asta a coloanei din creștetul capului, da, până în vârful piciorului. Asta te interesează. Pieptul să nu atingă salteaua, ideal ar fi, vârful piciorului nu atinge și te concentrezi pur și simplu să te joci cu mingea, da, de la o palmă la cealaltă. Cum e, ce? Ce bine se simte la coloană. E bine, da? Da, e o senzație plăcută. Da, te deschide un pic, îți activează musculatura extensoare a coloanei, da? Și o să te ajute și să respiri mai bine, să te miști mult mai bine și în viața de zi cu zi. Ai numărat? Oh, gata. Bun. Și relax. Și cam asta ar fi, da? Acesta a fost videoul de astăzi. Mulțumesc mult de tot, Mădălin. Cu mare drag, te mai aștept și la alte antrenamente. Sigur, acesta a fost un antrenament complet pentru fotbaliști. Țineți cont că aceste exerciții au mai multe beneficii, după cum v-a spus și Mădălin în acest video. Așa că dacă doriți sfaturi despre sănătate și despre antrenamentele care vă ajută pe voi să vă îmbunătățiți stabilitatea și nu numai asta, sănătatea în principiu, aveți mai jos linkul lui de la canal. Intrați acolo, vă abonați și la el. Dați un subscribe și pe Instagram la el, acolo puteți să intrați, să îi dați un mesaj privat, cu siguranță o să vă răspundă. Să răspund cât pot de repede, nu e nicio problemă asta. Ok, o să vă ajute pe Instagram atunci. Da, perfect. Da, mulțumesc, Mădălin, încă o dată. Mare drag. Ne vedem data viitoare, da, mai facem un antrenament. Mai facem, cu siguranță. Bine. Salut. Salut.